Okay, so otvorili mi ešte nejakú novú epizódu Dimsa, a nezmoť PRP, píš, bom... Normál. Okay. A tým zrej sedia. Som ti mačí konu epizódu Dimsa, a nezmoť PRP, píš, bom, bíš, bom, utro. Tak ma ešte nie logujem pa server. Na jednej tým mám logador, keď čo mám bug, že to je extorsión, da naštý zvej. Ši... Aj mašina. Na mašina. Mauja. O, un chat bun. Da. Eu aveam filmate deja două episoade pe care trebuia să le postez, doar că alea erau filmate cu câteva zile. Între timp a apărut update-ul și nu știu dacă o să mai apară episoadele alea, dar ideea este că asta e ce am reușit să fac eu cu update-ul care a apărut. Ideea e că eu n-am, mi-am dat seama că pot să scot mobila asta default și m-am folosit de ea, m-am acoperit din ea și a ieșit ceva cât de cât ok. Boxele astea n-am vrut eu să le pun așa, doar că niște prieteni mi-au zis că bă, hai că asta e camera mea, hai pune acei boxe că vreau boxe și nu știu ce, și am pus boxe și aici și aici. Ideea e că aici nu știu ce aș fi pus, momentan rămâne așa, vedeți acei arme pe pat, mafioți, pe canapea, adică mafioți, așa. Tot în stil mafiat, avem acei bani în spate, pac, pac. N-ați văzut seiful, cei din camera mea, seiful, pac, și cărți pe el, da. Normal. Filmasem și ceva, cum mai editasem eu ceva pe acei. Dacă nu mă înșel, host upgrade. Stați mai puțin, ce să luăm noi de aici? Ce să luăm noi de aici? De aici. Să căutăm, să căutăm un mop și o găleată. Ok. Numai mop și găleată nu arată chestiile astea, dar în fine. Hai să reducem aici. Trebuia să fiu în baie când dădeam house upgrade, dar în fine. Ok. Și îl punem... Unde dracu ține lumea mop în baie? Probabil aici, într-un colț. Dacă ține lumea mopul în baie, probabil ți-l țin în sufragerie. Ok, așa, ups. Fuck! Și ca să mișcați mapa, apăsați pe bine, acolo scrie deja. Că trebuie să apăsați spațiu. Bine, ideea e că vreau să văd dacă... Da! Poți avea doar 80 de obiective de mobilier. Deci deja am umplut toată casa cu... Bine, chestia asta e prea sus. Deci clar asta nu-i bine pus aici. Și o să trebuiască să văd eu cum fac. Aici am pus eu încă o ușă. Aici se vede că a fost alea vechi. Se vede că a fost o masă și aici se vede că a fost un televizor. Deci toți banii mei. Bine, banii, toți banii din sufragerie. Nu vă imaginați că nu mai am și în alte camere, măi. Aici dacă vrei să beți ceva cheșeturi. Aici că e un din ăsta un frigider de sucuri, doar că se vedea peretele prin el și am zis măcar să nu se mai vadă peretele și am pus un covor acolo. Pe gresia aia. Aici am pus chestia asta de la KFC. Bine, nu chiar de la KFC. Aici pe masă am pus o grămadă de băutură și o scrumiere cu două țigărnea. Chiar am votat și președinte. Bine că mai votat președinte. Ok. De ce n-am postat până început școala, bă? Știți? Scuze de căcat. Nu scuze de căcat. Efectiv, mă starge liceu pizdi și... Hai, dai gă. Bravo. Și trebuie să învăț, adică pula mea. Eu nu înțeleg. Probabil e doar începutul anului și profesorii vor să pară ceva de genul că da, o să vă dau, o să predați și o să vă ascult și o să învățați și o să fiți cei mai tari din toată școala și o să fiți căcați și o să fiți cei mai tari din toate școlile posibile și de fapt pe la jumatea anului o să fie ceva genul cine a învățat? Da, ai luat notă. Bine, restul. Da, ai învățat. Nu, 4. Bine. Bine, și o să fie ceva genul. Bine, bă, dar faza e că profesorii sunt foarte interesați și pula mea. Dar cred că mai vreau doar despre liceu și am zis că e de căcat. E, nu e așa de căcat acum. Bine, profesorii sunt de căcat, ca în orice școală, bine. În afară de excepții, care aici nu, să, nu există, dar în fin. Și, na, profesorii sunt de căcat. Marea mar lor majoritate, dar... Știți cum e, dacă un profesor ar vedea chestia asta și știe cine îs cu adevărat, el spune că el era excepția, știi?
Tu e reexcepția, măi. Dumneata. Dumneata e reexcepția. Da, chestia asta nu se întâmplă, deci nu trebuie nici stres. Cât e ceasul? 7:42. O să trebuiască să mă apuc de învățat, băga mea și pula. Hai să... Nu știu, deci efectiv raportul, deci Ademar s-o tâmpi la cabă când a început școala, l-o împușca pe el în aripă pe cineva și... Nu știu, cum dracu de a venit așa o idee. O pus eu raportul doar din tractări în pula mea. Din tractări. Tractări, ați auzit bine, deci 50, bă, 50, fucking 50 de tractări într-o săptămână în pula mea, 50, ca e. Păi cum pula mea să fac 50 de tractări, că eu când sunt 900 de player, eu nu sunt pe server, că m-a apucat atunci de scris. Eu ajung acasă, mă pun la jucat CSGO și sampuri, uite, era numai bun de tractat. Deci nici pula mea a venit până să fie. Deci, când sunt 300 de player pe server, joc de obicei în timpul școlii, da? E destul de gol. Cum pula mea pot să găsesc eu mașini să le tractez? Cum căcat. În fine, am făcut raportul până la urmă, nefiind mare lucru, dar... În pula mea, nu se putea cu repair și refill. Nu era bine că dădeam refill și repair toată ziua, toată lumea era la CNN și repara mașina. Nu caie, nu. Hai să facem tractări. Că doar toată lumea o să facă tractări ilegale, în majoritate. Că doar la 12 noaptea cine pula mea te vede dacă o faci legală sau ilegală? Te mai vede, nu știu cine pula mea, dacă o tractezi de pe asfalt sau de pe trotuar, nu? De pe stradă sau de pe trotuar, că ce căcat. Frate, pe bune? Tractări. Ademare! Ce ai făcut? În fine, am luat foc. Futu-s morții, măti. LOL. Că m-am făcut asta. Ce faci, mă? Bolân. Hai, bă. Om prost. Ok. Aha. Mai vină tu în camă. Pot informa și ne fucking-ul. Ha? Hai, urc. Ha, bun. Așa. Așa ce e, bă? Dar ce crezi că eu nu dau rob așa, dau rob cu mașina? Mea. Aș da un X2 în pula mea, nu așa. Da, nu mai dau. Nu mai dau. Adică e gol pe server, dar se găsește vreun polițist stupizi. Așa. Doar ca să... Opa, au coborât băiatul din mașină. Boom, o să-mi dea dislike. Boom, Unde eram, cam și uitat despre ce discutam. Poate eram început ceva a discuta și ca prostul m-am întrerupt singur. Dar nu-i bai. Nu este bai. Bai este bai. Nu-i bai. Bai. Nu-i bai. Uitați-vă cât e brusc să termină strada și a fost ceva genul hop, ne oprim. Și aici colțul. Perfect, bă, perfect. Hop, ne oprim. Au zis, bă, mergem până acolo cu asta. Hop, ne oprim. Așa ceva. Așa ceva. Și la muncile ăsta o să-i faci un colț așa fix lui. O să că, bă, aici facem un colț. Că așa au vrut ei să facă un colț. Că doar una. De autostradă nici nu mai comentăm. Că măcar asta arată cât de cât. Aici au zis că hai că-i facem tot așa un colț. Bine, nu era chiar colț, dar în fine. Da, și brazii s-au făcut din colțuri, deci chiar s-au făcut doar din colțuri, în pula mea. Da? Te-ai răsturnat futingur? Te-ai răsturnat futingur? Bă, că mi-ar pune, mă, ce-o zburat, băiatu. Bă, face, bă, casa, bă, vă place, bă, cum să nu vă placă, bă, dați rent room, aci, bă. Și dacă vă prind pe unul că se parchează, aci unde e parcat Infernusul meu și în partea asta unde mai am parcat un Infernus, dar nu e acum online, unde este eu amu, o să-i fut mama, măi. Ați înțeles, cred, nu? Nu ne supărăm, da? Bun. Bine, planul meu era să nu bag renter, dar pula mea, bun. Uei, deci așa era, mă, cu raportul, bă, așa e cu raportul, că 50 de fucking, de-alea. Bine, acum Ademar face parte din staff, s-ar putea lua ca insultă la staff, dar pula mea ce dracu, chiar insultă la staff, am zis că l-a bătut țorul în cap, wow,
Bine, am zis că e împușcat într-o aripă, dar nu cred că are legătură. L-a bătut soarele în cap. Dar nu-i soare afară! Cum? Cum? Find house 419. Find house 419. Băi, acum n-aș schimba casa, dar casa este șmecheră. Casa lui Niculescu este șmecheră. Dar n-aș schimba casa, fiindcă am făcut interiorul foarte șmecher și... N-am chef să iau pe altul interior de căcaș, nu fac... No. Do not try this home. O descui? Bă, dar să-ți bași pula, băi, tu vrei să vinzi casa care e încuiată, bă? Cum pula? Și asta face parte din staff? Nu, Nicule, nu cred, nu. Doamne, ajută să nu fac. Dar n-am zis nimic de rău, bă. Nu dați în mine. Nu-mi fuchez dislike-uri. Mi-e frică. Pac, injectorul. Bravo, bă. Cum îi zice la ăla? Hai că știam! E la de uz când e foc. Că iese din pământ. Fut-o-ți gura, măti, că nu știu. De ce ala, bă, care curge apă? Bă... Schijă, de ce ala? Nu schijă, nu. Cum? Bă, ziceți cum se chema chestia aia care am lovit-o acolo, bă, că n-aș pune în viață. Cum dracu, mă? Bă, stă pe creier, bă! Pe creier îmi stă! Bă, ce? Fiți atenți! Biau! Bine, nu mi-a reușit. De fapt, acum fiți atenți! Biau! Bine, dacă aveam viteză mare, mă duceam pe pula. Cum dracu îi zice, mă? Cum dracu îi zicea, mă? Copacul, bine. Îi zicea copacul. Bă, coborâm, coborâm, rează-mă că n-apă. Nu mi-a reușit. Eram aproape. Bă, e ce-o ci, boxele, dance, patru, mă, ho, 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 Hua 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 hua. Gata. Trei autist. Ce? Ce? De ce tușești? Bun. Ne-am liniștit, ne-am liniștit. Covare cu tigri pe jos, maybe. Du... Tău track respawnat. Bă, ești nebun, așa de oficial sună. Cum scrie sync ăsta. Tău track respawnat. Cum scriem noi? TTRR. Serios că da. Nu râdiți aici. Dacă nu știți cine este Cosmin Tgdbș, Pgdbș sau Tgbdș sau cum pula mea era, aveți aici în descriere un videoclip, că doar o să ziceți că făceam ca autistul, băgă de băș. Știi? Așa e, o să aveți în descriere și o să puteți să radiți și voi dacă n-ați râs încă. O să puteți să radiți dacă n-ați râs încă. Ați înțeles, măi, nu există diacritice pe calculator și de aceea, ha 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 ha. Bine, există. M-ați prins. Oi, dar știți voi, bă, hai să vă povestesc ceva la școală. Facem informatică, bă. Facem informatică, pe cum nu, dacă da. Și profa noastră. Pe care cheamă lumea, nu vă zic numele. Ce crucea, mă, de? Ce vrei, bă? Ce vrei? Ce vrei? Urc. Mă sequestrezi? Bine. Deci, profa noastră, bineînțeles, ne-a spus să facem noi acolo ceva în code blocks. Dar bineînțeles, dar nimic suspect încă. Și cum scriem noi acolo? Hotbox. Codeblocks. Codeblocks e un ceva limbaj de... Nu, e un program care te ajută să înveți limbaj de... Care te ajută să programezi un programel, ai înțeles? Program care te ajută să programezi un programel, bun. Și acolo cu C++ și de alea
Ne-a dat ea pe acolo, știi, colo, și trebuia să ne apară acolo un, din ăla, un, bineînțeles, cum îi zice, mă, un mesaj de întâmpinare, gen. Și acolo scria, bineînțeles, prestabilit, hello world. Ceva gen, hello world, da, hello world, da. Nu știu de ce hello world, dar în fine. Și trebuia să modificăm noi, să scriem ceva ce vrem noi și să mai adăugăm încă unul jos, adică idioți, eu scris din nou și cei care sunt șmecheri au dat control C, control V, hue, 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 hue. Bine. De fapt, era mai ușor să scrii, fiindcă dacă dădeai control C, se bloca calculatorul, dar asta e altă poveste. Bun, și cum am scris noi acolo? Ci că scrieți așa cum am făcut eu, bineînțeles, pe prima. Bine ai venit, Mihai Tuz, semnul exclamării, semnul exclamării, semnul exclamării, spațiu, două puncte, paranteză. Și dedesubt. Ce faci? Două puncte, semnul întrebării, semnul întrebării, semnul întrebării. Ai fost aruncat din vehicul. Te-am futut-o pe măta! Te-am futut-o pe măta, bă! Bă, futu-te în gul! Bun. Deci, avem o profă de mate, bă, info, care o cheamă, glumeam, care încă o rămas la mes, probabil. Din nasol. Nasol. Și scrie cu ș. Cu tz. Cu ș. Cu tz. Cum? 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 Bă, deci, profa mea de la școala veche, dacă scriam fără diacritice, scădea un punct la notă, bă. Bă, bă, cum? Adică eu am învățat acolo. Am învățat acolo. Cum? Să scot hyperlink-ul pe Word, bă, și dacă nu scoteam hyperlink-urile, nu-mi lua referatul. Mă duceam acolo frumos în scola imprimantă, altceva, și mi spunea, de ce nu scoți hyperlink-urile cum te-am învățat, fiindcă durează o oră în pula mea, lasă-mă, dracu, că nu-i prezentare, ta PowerPoint. Da, și toată povestea era, n-ar diacritice, nu-i bună. Și bineînțeles că profesorii de la materie respectivă o asculta pe profa noastră de acolo și da, nu, 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 mai scădem un punct la auto. Ce pizda, mă! Da. Era distractiv, mă. Oricum aveam media 10, deci nu era nimic special. Da, mu, la liceu, e cu totul diferit, avem tz, sh, da, no? Păi da, dacă nu ne respectăm noi, atunci cine, no? Hai să luăm un avion, hai să luăm un avion să facem un kamikaze. Direct la CNN lăsă îl fac. Glumea, mă, dar ce m-am tâmpit. Sau? Nu. Sau? Bine. Da, bă, și ok la liceu, bag pula, nu mai vorbesc de liceu. Dar știți că dacă la liceu mergi acolo... Ce se go, bă? Ce se go? Băga mea și pula în jocul ăla, bă, mi-am amintit. Deci, stai, bă, îi pornim micro? Da, bun, era culmea, să nu fi filmat până acum. Deci, eram eu acolo pe CSGO, bă. V-am zis că am jucat cu Hack, de vă dracu. Bun. Și, dintr-o dată, așa nu știu cum, mi-a dispărut rankul, bă. De eram eu MG1, mi-a dispărut rankul. Dar mi-a dispărut și 20 de win-uri. Acum am 120, avem 140, nu? Bun, mi-a dispărut alea toate. Nu, acum serios, au dispărut 20 de win-uri, adică mi l-au scos și după aia mi-a zis că din cauza inactivității mi s-a scos rank-ul și că trebuie să fac un competitiv, să câștig un competitiv și așa, bun. Deci am făcut un competitiv, direct prima rundă 4 kill-uri și știți că următoarele runde, pana mea, trebuie să ai totuși echipă, nu poți să faci singur, cel puțin eu, nu poți să fac singur totul. În fine, nu știu de ce pula mea după ce am fost MG1 m-a băgat în meciuri de gol Nova 1 tot timpul. Deci, 3 meciuri pe care le-am pierdut le-am făcut în Nova 1-2. Și bineînțeles m-a băgat Nova 1 când am câștigat. Deci într-un fel m-a obligat să cobor de la MG1 la gol Nova 1. Dar nu știu de ce pula mea... Dă-mi vac bani, numai nu mă mai freca la cap, frate, și bate... Ups, kamikaze, dar n-am vrut să fac. Bine. Direct în copaci, săraci copaci! Protejați natura. Tocmai am dat foc la o pădure. Bun. Și ce pula mea? Nu știu, m-a băgat Nova 1 acum. Și eram și eu Master Guardian 1. Și... Na. Important e că nu am luat încă fac bani. Încă. Bă, să nu le ziceți pe alea de la Volvo că am făcut prostii de astea, da? Nu. Nu spuneți la Volvo ce am făcut eu. Nu spuneți la Volvo ce a făcut tata.
Dacă aș fi Nelson Mondial în pula mea. Bun. După care am mai câștigat niște pariuri pe CS GO Lounge. Avem acolo niște pistolașe. Avem un FAMAS drăguț. Și un Negev în pula mea. Nu, no. Negev nu se pune. Are 0.30. Direct pariu am băgat cu el. Sau n-am băgat cu el. Am băgat cu în continuare cu un pistol de 1 dolar. Și juga, drogați-vă să câștig în seara asta că o să câștig 2 euro. Hue, 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 de la 1 euro am ajuns la 5, băi, 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 căcatelor. Da, tristă viața. Da, știu, foarte tristă, foarte, foarte tristă. Da. Acestea fiind spuse, eu trebuie să mă apuc de învățat pentru că am o viață foarte tristă. Deci, s-a terminat și episodul ăsta, plângeți că s-a terminat și dați un like ca să apară următorul mai repede. Nu o să apară mai repede, nu mai dat, dar dați doar așa ca să... 30 de like-uri la ultimul episod, ce ați pățit? Bă, v-ați apucat de învățat ca mine? Păi dacă nu, avem 40 la ăsta, nu mai pun niciun episod și mă las, eu, dar nu glumesc, bă. Voi să nu credeți aici că vorbiți cu măta, bă. Să nu credeți voi că vorbiți cu măta. Wizard 2015. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe data viitoare, măi. Tudor Ștefanat in taxi, de ce există așa ceva? Ce, bă? Bă, închide-mi.